Este una din nobilele arte casnice care ne ajută să ne omorâm timpul cu folos, producând totodată multe obiecte de larg consum, cum ar fi ciorap tricotat sau o căciuliță la fel de tricotată. Având în vedere aceste foloase, e bine să învățăm să tricotăm personal, transpunând în practică în mod științific un vis frumos al oricărei gospodine. Și pentru aceasta avem nevoie de lână, care este produsul animalului denumit oaie. Popular tot oaie. Lâna de oaie se procură luând această ovină și tunzând-o cu atenție până se produce lâna. Dacă din diferite motive nu putem procura o oaie, atunci ne vom mulțumi cu un berbec sau cu un pulover pe care îl deșirăm până devine ghem. Este momentul în care trebuie să căutăm 2 până la 4 andrele. Dacă avem de la bun început 2 andrele, renunțăm să mai căutăm până la 4. În faza în care dispunem și de lână și de andrele, începem să tricotăm cu multă răbdare o bluzuliță. Și procedăm astfel. Răsucim pe degetul arătător de la mâna stângă un fir de lână, susținând în același timp cu totalitatea restului degetelor aceleiași mâini o andrea, de așa manieră încât ea să nu ne scape jos, să nu ne începe sau să nu se piardă. Cu cealaltă mână luăm și cealaltă andrea și o înfigem deciși între firele răsucite pe degetul arătător. După un timp calculat de la caz la caz, învârtim andreaua din mâna stângă spre dreapta și pe cea de mâna stângă în cu tot o altă direcție până s-a format un ochi. Dacă ochiul s-a format, îl ținem așa un timp de, având grijă să nu se deformeze. Iar dacă ochiul nu s-a format, atunci ceva nu e în regulă, dar tot e bine, căci în acest caz nu are ce să se deformeze. Așa. Acum trecem cu abilitate ochiul format de pe andrea pe cealaltă. Știți? De pe o andrea pe cealaltă, adăugând mereu alte și alte fire colorate, deoarece putem îndrăzni nu numai o zachetică iunii, ci chiar tehnicoloră. Tricotatul cu 4 andrele este la fel de simplu, numai că în acest caz scădem ochiurile de pe un rând pe altul, desigur, numai în cazul în care modelul nu cere să le adunăm. Înmulțim, împărțim, să le ridicăm la cub sau să le extragem rădăcina pătrată. Și cu aceasta, iată că fularul este gata. Dacă totuși veți constata că el nu e gata, procedați în continuare așa cum am explicat anterior, până ce ați observat că a stricotat o splendidă pereche de mănuși de piele. Și tot așa, nici nu o să observați cum trec anii.